La declarația făcută de Gigi Becali, o declarație scandaloasă înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale. Acesta a spus că nu ar vota-o pe Viorica Dăncilă, deoarece o femeie, citez, nu poate fi un bun președinte. Haideți să-l ascultăm. Eu nu votez, eu nu am voie să votez. Dar cu cine ați votat? Păi mai pui întrebare? Păi ce să votez, femeie, președinte? Păi ce, am luat-o razna cu capul toți, ne ducem pe Miriște? Hai să mergem toți pe Miriște, să luăm groaza cu capul, femeie, face, domne, confruntare cu Iohannis. Pui, dacă ești bărbat, cum să faci confruntare cu o femeie? Care ai idei, domnule Becali? Ce idei, mă? Ce idei poate să aibă o femeie în fața lor? Păi am văzut ce idei. Ce idei se poate să aibă? Sunteți misogini, domnule Becali? E vorba de femeie. Nu sunt misogini, eu nu sunt misogini. Păi da, așa spuneți. Păi, avem o femeie în fața capitalei, de nu. Eu spun ce spune Sfânta Scriptură în Biblie, ce spune Hristos și Sfântul Apostol Pavel. Femeia în funcție de președinte nu se poate. Cum? Scrie așa în Biblie. Păi așa scrie. În Constituție nu scrie. Alta e să administrezi un oraș și alta e să fii stăpânitor peste țară, peste stat. Păi și atunci Croația cum de ales o președintă? Păi, tralala. Hai, fii sănătos. Și ani nu sunt ortodox, n-am nicio legătură. La catolici se poate orice.